Era 1 noiembrie 2014 când Telejurnal Moldova intra în casele telespectatorilor de pe ambele maluri ale Prutului. Atunci ne-am angajat să fim un etalon al corectitudinii și calității într-o piață mass media mult prea șifonată de propaganda războiului. Așa că deja se fac 8 ani de când vă aducem știri fără greșeală. Bună seara, Chișinău, bună seara, România, și bine v-am găsit. Sunt Dorina Florea și urmăriți în premieră telejurnalul din Republica Moldova, difuzat simultan pe TVR1 și TVR News. Primul telejurnal dedicat telespectatorilor din Republica Moldova este vizionat pe ambele maluri ale Prutului. Mihaela Ursu, Natalia Chicu, Daniela Focșa, Nicolae Boico, Daniela Danilova sau Mădălina Gușchiuc sunt o parte dintre cei care zi de zi sunt pe teren și relatează despre evenimentele importante din viața social-politică, culturală sau sportivă. Și vremurile nu sunt atât de ușoare, reușim să informăm corect, echidistant și să ne facem munca cât de bine noi putem. Este un lanț, suntem legați unii de alții, inclusiv operatorii, reporterii, montatorii, regia. Toată această construcție, să spunem, se ține unul pe altul, pentru că atunci când iei un element, nu mai reușim la timp să facem toată această muncă. Știriștii de la TVR Moldova au fost și rămân în continuare un model de profesionalism în peisajul mediatic din Republica Moldova. La știrile TVR Moldova despicăm firul în patru pentru a spune clar problemele oamenilor, dar și pentru a găsi soluții. Avem și povești de viață, istorii de succes, toate cu gândul la telespectatori. Pentru că ei ne dau elan, încredere, curaj și ne fac să devenim tot mai buni. Eu astăzi pot să spun cu mândrie și fără pic de modestie că avem cel mai bun jurnal de știri din Republica Moldova. TVR Moldova este casa mea și din numele echipei TVR Moldova mulțumim telespectatorilor pentru că sunt fideli, pentru că sunt aproape de noi. Telejurnalele realizate de echipa TVR Moldova sunt preluate de TVR Info și TVR Internațional pentru telespectatorii aflați dincolo de granițele Republicii Moldova. TVR Moldova este o investiție strategică și de suflet a statului român în Republica Moldova prin intermediul televiziunii române.